USR este gata să preia guvernarea, susține președintele Dacian Cioloș. Liderul USR spune că nu înțelege strategia pe care o urmează PNL în aceste zile și așteaptă să vadă propunerile de premier ale liberalilor. Că noi suntem gata să ne asumăm guvernarea. Noi am spus tot timpul că suntem gata să ne întoarcem într-o coaliție cu PNL și cu UDMR, cu un alt premier. Asta e poziția noastră și în momentul de față. Totul depinde însă în mare parte de strategia PNL-ului, care din punctul de vedere al lui Cioloș este greu de înțeles. Eu înțeleg destul de greu strategia PNL-ului. Noi credem că există soluție pentru o majoritate, dar asta presupune flexibilitate și din partea PNL-ului să vină cu alte propuneri de premier. Dacă PNL-ul nu e în situația de a veni cu propuneri de premier, foarte probabil noi o să facem. Așteptăm și noi să vedem care va fi poziția PNL-ului, dar până una alta, cum am spus, noi suntem gata într-o astfel de formulă să revenim la guvernare.